Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. De la bun început știți dumneavoastră că întotdeauna suntem deschiși, nu ne ascundem după dege, după cireș, după ce vreți dumneavoastră, e o emisiune înregistrată. Nu zăbovesc asupra politicii, că n-are sens, dar parcă eu când îi văd pe românii ăștia, domnule, mă, toți sunt specialiști, mă, ieși pe o rețea de socializare cu câte o chestie și cu câte o zicere, da? Ca să nu zic chestie, că-i cuvânt șperaclu și așa urât, da? Dom'le, toată lumea, unii pro, alții contra. Mă, aia simt. Niciodată n-am putut să spun, mă, să definesc invers, da? Rău este bine și binele e rău. Nu pot, nu. De asta, știți, când era campania electorală, cineva îmi spunea, mă trecea de mânecă și spunea, dom'le, n-ai zis, nu i-ai întrebat. Nu, păi, nu, că sunt alte reguli. Cum? Da, sunt alte reguli în campanie. Măcar atunci. Bun. Problema lor. Astăzi avem o emisiune, zic eu, frumoasă și interesantă, cu televizorul Zăpăcim Poporul. O să ziceți, am nebunit, miculeț. Nici departe nu sunt. A venit la DEVA domnul profesor Virgiliu Gheorghe, biofizician, doctor în bioetică, și a ținut o conferință și pe mine, bine, n-am mai văzut pe domnul Virgiliu Gheorghe, pe mine m-a... nu știu, făcut să mă întreb foarte multe lucruri. O să vorbim despre subiecte de televiziune, da? Cum ar trebui să arate, cine e dușmanul. Știți că domnul Virgiliu Gheorghe zice, ar trebui să aruncați cutiile astea în care suntem noi acum, știți? Să le scoateți afară din viața voastră. Bine ați venit la DEVA sau bine ați revenit la DEVA. Bine v-am regăsit. De ce atâta hotărâre împotriva televiziunii și a televizorului? Cred că ar fi loc de mai multă hotărâre. Nu ca și eu foarte hotărât în direcția asta, ci pentru că studiind problema efectelor media, a devenit o problemă de conștiință, o chestiune de conștiință să spun ceea ce am văzut, ceea ce am cunoscut, anume că au un impact extraordinar, major în tot ce se întâmplă în societate, în viața oamenilor, în mintea lor, în conștiința lor și mai departe. Și ca om preocupat de cercetare și știință, cred în acest fapt că oamenii trebuie să fie informați atunci când aleg ceva sau altceva. Oricum, o să vorbim astăzi și despre niște studii la care dumneavoastră ați făcut referire, niște studii care, bun, și de bune și de rele, și studii reale, și studii... să spun eu, manufacturate, fabricate, bine așezate ca să dea o anume, știu eu, o imagine în funcție de interese. Cam cum fac ăia sondajele de opinie în politică când vor ei să arate că, domnule, avem mușchi pe noi, suntem, știți? Nu? Îmi spunea cineva zile trecute, apropo de sondajele, că făcea sondaje și ieșea exact rezultatul de la alegeri cu diferență de mici procente, însă niciodată nu au publicat rezultatele reale, ci altele care propuneau imaginea care se dorea, să zic. Și mi-a zis că am cerut măcar să nu semnez eu aceste cercetări, să le semneze altcineva. Asta privind contrafacerea unei imagini care produce un efect, să spun cel scontat. Bun, dumneavoastră ne vorbiți despre contrafacerea unei imagini și mi-a atras atenția în conferința pe care a susținut-o acea imagine a copacului, care dumneavoastră a spus, da, e mai mult o sugerare, da, într-un copac te poți și urca. Hai să pornim de la asta, pentru că trebuie să explicăm celor care se uită. Atunci când ne uităm la televizor, avem impresia că interacționăm cu lumea reală, însă e doar o impresie. Fereastra aceasta nu te deschide către o lume reală, ci către o lume a reprezentărilor pe care la noi, în chip simbolic, le atribuim ceva sau altceva. Deci mintea noastră funcționează altfel când interacția cu un copac, un copil, o lume reală, în primul rând interacționează senzorial, interacționează tridimensional și participă cu toate simțurile, ceea ce este esențial, mai cu seamă pentru copii, în procesul de dezvoltare psihosomatică, interacția senzorială, care în cazul televiziunii nu există. Deci este o lume de reprezentări. Și veți întreba și ce e rău cu asta. E rău pentru că noi vom opera cu reprezentări și nu cu lucruri reale. Și reprezentările de multe ori sunt deformate.
Și atunci prezentări deformate pe care noi simbolic le asimilăm ca pe lucruri reale, se poate ajunge la o iluzie, la o seducție, transferarea pe alte planuri și nu ai rămâne în spațiul realității. Eu cred că una din cele mai mari probleme ale sănătății mentale în vremurile noastre, și nu este, nu o spun eu, o spun psihiatri, o spun psihologii, este aceea că omul s-a înconjurat de o lume care mimează, o lume iluzorie, și neinteracționând cu realitatea nu se mai poate adapta la ea. El vede lumea printr-un ochelar, printr-un obiectiv care distorsionează. Și atunci când se întâlnește cu lumea reală, intră în conflict și de aici apar problemele de sănătate mentală, să spun. Bun, azi se face o precizare foarte importantă. La momentul ăsta, noi suntem reali. Adică, știți, era să vă pișc de obraz să văd dacă... Bine. Suntem, dar vorbim? Mult mai de folos este unui om să interacționeze cu cineva care este lângă el sau în proximitatea lui undeva, decât cu o imagine pe un ecran. Bine, asta e clar. În momentul în care văd, eu am renunțat să mă uit la canalele documentare, pentru că am văzut mistificări ale istoriei grosolane. Da. Și demonstrații științifice, mă rog, cu argumente nu știu de care, cu... tot așa cu statistici, și am zis, oh, până aici. Stai așa, că eu știam cam altceva și învățasem altceva și știam din mai multe experiențe, da? Din cărți, nu neapărat că a făcut un documentar. Nici măcar nu era menționat într-un anume documentar că unii zic altfel decât cum se prezintă acolo. Și aici am zis, stai un pic, aici e adevărul departe de ceea ce trebuie să fie. Sunt două chestiuni diferite. Vă rog. Una este manipularea pe care o face mesajul, conținutul media, și alta este manipularea pe care o face tehnologia. Manipularea nu în sensul că cineva urmărește să manipuleze, ci faptul că interacția aceasta cu tehnologia pe termen lung produce modificări în scoarța cerebrală, în comportamentul oamenilor. Adică faptul că eu arunc ochii pe un ecran nu face atât rău, dar dacă stau câteva ceasuri pe zi, constant în fiecare zi, ani de zile, deja efectul este semnificativ în modul de organizare al rețelelor neuronale. Voi avea alte rețele neuronale decât au avut cei care nu au făcut lucrurile acestea. Bun, asta e rău. De ce e rău? Pentru că toți vrem să evoluăm. Din punctul meu de vedere, în momentul în care îmi spuneți există aceste modificări pe scoarța cerebrală, neuronală, în sfârșit, pot fi ele în bine? Din păcate, experiența vizionării nu este una care să stimuleze activitatea creierului, ci una care inhibă activitatea creierului. În parcursul vizionării, creierul nostru este într-o stare alfa, adică scade frecvența undelor cerebrale de la 40-50 de Hz, cum ar trebui să fim acum, la 13-10 Hz, adică trece creierul într-o stare de semi-adormire, în care e mult mai permeabil subconștientul nostru la mesajele transmise, de aceea publicitatea cea mai multă se dă pe televizor, și în același timp creierul se obișnuiește cu această stare. Dacă din mic copil îl ții pe copil în fața televizorului, se obișnuiește cu starea pasivă, mentală pasivă. Da, ați văzut, stai la televizor și când te ridici, spun cercetările de dependență, nu mai e cheful să faci ceva cum ai avea înainte de a te așeza. Și mai stau puțin. Cu cât stai mai mult, cu atât starea ta de pasivitate mentală, inerția mentală este mai mare. Bun, acum depinde și la ce te uiți. Pentru că dacă te uiți la un film de acțiune sau la unul de groază, indiferent, când ai terminat, organismul cere drepturile, cere odihna, cere să te recuperezi. A, clar, da. Deci irașibilitate îți dă, dar în același timp sistemul nervos cere să te refaci. Și atunci normal că apare o stare de pasivitate. Pe de altă parte, obișnuit cu stimuli puternici, omul devine dependent de stimuli puternici. Și dacă nu are copilul sau tânărul de azi crescut cu un televizor sau internet, spunem așa, jocuri pe calculator, nu are același ritm al stimulării, nu se poate concentra. El are nevoie ceva dur, ceva puternic, tare, ca să șocheze atenția, ca să poată să-l mențină hipnotic, pentru că așa a fost obișnuită atenția, așa a fost obișnuit creierul lui să funcționeze pe parcursul vizionării. Noi orice facem în fiecare zi pe o perioadă lungă de timp, ne condiționează, ne determină un profil de interacțiune cu lumea. Dacă acel profil a exersat, așa îi vei interacționa cu lumea. Dacă copiii au fost învățați să stea la televizor, așa vor vrea să interacționeze ca și la televizor. Și atunci profesorul trebuie să dea din mâini, să strige, să facă ceva ca să le atragă atenția, pentru că ei sunt obișnuiți cu captivarea hipnotică a atenției. Era un film, nu știu dacă vă mai amintiți de el, un film
superb în timpul comunismului pentru cei care gândeau în viitor, făcuseră în țara, Republica Socialistă România, o navă spațială, era, actorul era George Mihăiță, o navă spațială și au trimis în cosmos un copil care între timp a crescut, era îngrijit de o bonă robot, așa, și apoi copilul până la urmă ajunge înapoi pe pământ să vadă el marea, aterizează pe malul mării și ăla e finalul cum ar veni. Bine, filmul nu putem să-l povestim acum, dar pe mine m-a impresionat foarte, foarte tare că acel copil a învățat absolut totul din filmele care erau prezentate acolo undeva sus în spațiu. Era un science fiction. Da. Experimentele astea sunt experimente mentale. Nu au un corespondent în realitate. Un copil care nu are parte de afectivitate, de relație cu părinții, nu se dezvoltă psihomental, nu se dezvoltă normal, emoțional. Va fi semi-handicapat. Ați văzut copiii din orfelinatele românești după Revoluție și mai sunt și astăzi, îi întâlnești prin pușcării, care au stat mult timp în orfelinat. Lipsa de afectivitate produce traume. Numai lipsa de afectivitate, pentru că lipsa de afectivitate crește nivelul de cortizon și creează arderi, arde neuronii. Și așa copiii aceștia, deși s-au născut normali, după ani de zile de petrecuți într-un lipsă de mediu de privat senzorial și fără parte de afectivitatea părinților, el, creierul lui va fi mai mic, până reducere de 10-20% volumetric și va avea zone întunecate, zone de atrofii corticale. Nu poate omul să crească în alte condiții decât i-a fost lui să crească într-o familie, în relație cu natura și mai departe. Nu se dezvoltă copiii care au crescut și nu faptul că au crescut în păduri, nu au recuperat limbajul niciodată și după ce au revenit în civilizație. Interacția cu mașina, interacția cu, să zic, cu vocea înregistrată, nu învață pe copii limbaj. Săptămâna trecută un prieten bun este președintele unei asociații de autism. Mi-a spus că am 20 de copii la ora asta care au simptome de autism format de la televizor. El este evaluator, psiholog și spune, eu fac cu ei, lucrez. Proporțional cu timpul alocat vizionării între 1-2 ani, perioada respectivă, au apărut leziunile, deci pur și simplu nu sunt capabili să comunice cu lumea reală. Și în America este deja o dramă și se va vedea că logopedia va fi o meserie de viitor, pentru că noua generație formată cu multă televizor, cu multă video, cu tot felul de device-uri, nu mai pot folosi limbajul, limba care se procesează pe emisfera stângă și nu pe, să zic, o zonă de emoțională din emisfera dreaptă pe care o ieșită televiziunea. Nu mai pot sau nu mai vor? Pentru că e o mare diferență. În momentul în care într-o primă fază poate să nu mai vrea, dar într-o fază ulterioară nu mai pot. A, bun, e clar, dar în prima fază nu mai vor. În prima fază sunt cuceriți, sunt seduși. Sunt seduși de mediu. Dar în faza a doua apare efectul... Nu pot să fii sedus de mediu. Deci dacă stau să mă uit la aia care scriu pe internet și care scrie cree că, adică cre, că e capa, tre să vin la tine. Deci e, cum să vă spun, sunt niște prescurtări. Gramatică, na, n-o să vedeți. Pe rețele de socializare și bun, mai sunt unii care se luptă cu morile de vânt. Și atunci începe lenea. Bun, deci, ăla nici nu știe și lene să scrie. Bate așa cu degetul mic undeva, cu un sandwich în nas, parcă și... Spune McLachlan că mediile generează contextele și comunicări și funcționarii. Nu, dar hai să explicăm cine e personajul. McLachlan este unul dintre cei mai mari cercetători în domeniul comunicării care au existat în secolul al XX-lea, cel mai mare. Așa. Și el face o analiză a mediilor. Spune, mediul este mesajul. Ce mi se transmite mai important într-un mesaj, nu este mesajul în sine, ci ce se transmite prin mediul respectiv. Într-un fel funcționăm când interacționăm cu o carte, altfel cu un televizor, altfel cu internetul, altfel cu rețelele de socializare. Noi credem că copiii socializează la fel ca în lumea reală. Nu, e complet diferit. Socializarea pe internet presupune alte legi. Și atunci, încet, încet, pentru că mediul video este cel care inhibă manifestarea omului ca ființă vorbitoare, deci nu mai vorbești mult, ci te exprimi mai mult prin semne și te exprimi, să zic, prin imagini, zume Facebook, îți postezi imagini mai mult decât să spui texte, el tinde către sărăcirea comunicării la nivel de cuvânt și va tinde tot mai mult. Și să va fi un spirit pe care spune că va fi asimilat acestui mediu și cei care se vor adapta lui, cei care vor vrea să fie asimilați lui, vor trebui să țină cont de regula aceasta. O regulă nu te întreabă nimeni dacă vrei sau nu vrei. Dacă vrei să funcționezi în mediul respectiv cum trebuie, atunci trebuie să adopți legile lui. Da, trebuie să explicăm telespectatorilor despre ce vorbim, pentru că dacă vezi o fotografie acolo, vezi comentarii de genul frumi sau mumoasă. Păi, cine vorbește așa în viața de zi cu zi.
Vorbește Caragiale acolo cu mumosul, mami, știți? Era o... Nu? Bun. Întorcându-ne la povestea asta cu ecranul, pentru că aveți ce aveți cu ecranul, vedem și cu copiii care, da, nu, asta, până la ecran. Ați spus că acei copii lipsiți de afectivitate vor avea probleme mari și au probleme deja foarte mari, pentru că pe creier încep să apară niște mutații. Bun? Ce ne facem? Pentru că dacă stăm să ne uităm la băieții ăștia care conduc statul român, nu contează culoare politică, nu contează ce fel de, din ce zonă vin. Toată lumea vine și spune în campania electorală, atunci e toată lumea, știm ce facem pentru România! Și după aia îi vezi pe băieți că iau măsurile de așa natură, încât avem familii fără mame și tați, copilul lăsat în grijă a mătușii, a bunicii, a unei rude, care la un moment dat chiar poate abuza și au fost cazuri. Avem copii care rămân doar cu un părinte. Ăsta e unul dintre cazurile mai bune. Avem familii care se destramă și nu știi de ce se destramă, pentru că vedem ce se întâmplă și atunci ajungem la viața reală. Pentru că totul e frumos. În cifre, în cercetări, le spunem noi aici, și suntem tot la televizor, așa, dar nu mințim pe nimeni, spunem un adevăr. Și atunci ne gândim încotro se îndreaptă lumea asta. Ne punem întrebarea asta. Eu cred că ăsta este un subiect foarte important. Poate cel mai important subiect care ar trebui dezbătut în societatea românească. Și conducătorii noștri din ultimii 20 de ani au o mare responsabilitate în fața oamenilor și a lui Dumnezeu. Vor da socoteală pentru că acum vreo 5 ani, 10 ani erau 80.000 de copii români crescuți cu unul sau fără niciun părinte în România. Copiii aceștia au probleme, credeți-mă. Majoritatea au probleme, pentru că în sufletul lor se produce o ruptură. Ei stau departe, nu au parte de afectivitate, rămân să fie crescuți de bona televizor sau internet, vine mama în străinătate și începe să-i spună de ce nu înveți aia, de ce face aia, de ce pe șugură proșurile, el acumulează frustrări, s-au întâmplat în vreo două locuri în România, un băiat în Buzău, altul prin Iași și-a omorât mama în contextul ăsta, că i-a luat cablu, că nu știu ce. Dar cum poți să iei copilului cablu când ăla a devenit cordonul umbilical al lui relația cu lumea virtuală? Păi l-ai lăsat fără respirație, l-ai lăsat fără hrană. Tu dacă erai mamă lângă el și nu lucrai în Italia, în Spania și nu știu ce, atunci copilul ăla se hrănea din tine și nu din spațiu, din spațiu virtual. Și niciodată el nu ar fi putut să ridice împotriva, să zic, acelui care îi dă viață. Însă el, săracul, a rămas să fie crescut de aceste mijloace. Din păcate, iar aceste mijloace le creează, au frustrări acumulate, aceste mijloace le creează niște perspective, le oferă niște surogate care le generează complexe, frustrări mari și devin violenți, devin agresivi și nu știm de ce copiii sunt așa agresivi și am înțeles că acum se pune problema să se introducă în fiecare școală, un consiliu, nu știu ce, violență. Păi, dar eu de ani de zile, spun de 5-10 ani de zile, tot îmi bat gura că lumea, generația va ajunge violență, nu o să te mai poți descurca cu ei, nu o să mai poți face oră la școală. Și o spun în continuare, în 10 ani de zile nu o să mai se poată face ore. Și nu se înțelege, părinții nu înțeleg să scoată copiii de măcar de la emisiunile violente, jocurile pe calculator care le distrug creierul și le dezvoltă comportamentul. În primul, dezvoltă insensibilitatea. Știți că copiii de azi, din cauza multe violențe, îi desensibilizează, devin insensibili la durere. Omul, și ce dacă? Nu-i tu zi seama că omul este om pentru că el este sensibil la durerea celui de lângă el? Omul, în momentul în care celălalt suferă, îi spargi capul, îi curge sângele pe față și te uiți la el ca la un animal, tu nu te dezumanizat. Am fost zile, săptămâna acum, două săptămâni și am vorbit la o închisoare cu adolescenți. La închisoare acum se pune televizor. Din ordinul nu știu cărei ministre, nu are rost să mai enunț eu numele ei, în fiecare celulă un televizor în care în timpul zilei văd violență și muzică, eventual sexy ceva, iar noaptea pornografie. E momentul în care noi avem studii. Stați un pic. Deci sunteți sigur de ce îmi spuneți acum? Noaptea le bagă ălora care sunt după... Canalele pornografie. Și au canale, au rețea. Ce-au, au mie, așa mi-au spus. Eu ce să vă spun? Ce am auzit, aia spun și eu. Unde e pușcăria asta? Nu în județul Hunedoara. N-are rost să... Nu, e în județul Hunedoara? Nu e Hunedoara. Mulțumesc, asta vreau. Că nu, știți de ce? Dar știți de ce întreb? Pentru că eu fac emisiuni și cu reprezentanți din diferite domenii.
Și când vin cei de la penitenciar, întreb și eu, înțelegeți, verific informația. Adică noi construim aici, la punctul de vedere... Când m-am dus acolo, așa mi s-a spus, că e seara, văd pornografie. Problema este și dacă ar vedea violență sau mai. În momentul în care noi știm că emisiunile violente produc violență, sunt în 2005, erau 2000 de studii care arăta lucrul ăsta, în momentul în care știm că pornografia crește criminalitatea infantilă, crește violența, violurile, infracționalitatea, nu poți să te educi pe copii și acolo, să-i educi tot în spiritul respectiv, că atunci de ce mai bagi acolo? Ca să-i scoți și mai răi. Vorbim de penitenciar de minori. Penitenciar de minori. Am înțeles, nu este în județul. Da, vă rog. Dar e bine. Nu, știți de ce? Eu sunt proactiv. Adică să nu credeți dumneavoastră că eu doar în emisiunea asta povestim numai așa și dumneavoastră îmi dați o informație și eu nu fac nimic cu ea. Eu informația o folosesc. Nu sunt data viitoare. De ce nu vă zic? Nu sunt vinovații conducerea. Nu conducerea închisului. Problema este legislația care impune lucrul acesta. Să bagi televizor într-un fiecare... Nu cred. Îmi spuneți că legislația din România e atât de permisivă? Impune televiziune în fiecare celulă. Eu așa am înțeles că a fost reglementat. Ia, stimați telespectatori, înseamnă că... Adică nu sunt prost? Nu sunt nebun? Vă mulțumesc frumos, da. Știți de ce? Pentru că eu întotdeauna am treabă cu sistemul de legi și cu justiția care se face în România, pe care o fac magistrații. Și stau și mă uit și văd că în țara asta facem un pas înainte, 5 înapoi. Ce rac, eu sunt zodia racului, știți? Facem un pas înainte, 5 înapoi și nu ne explicăm după aia oare de ce. E, uite explicația. Adică potrivit legii, domne, să aibă la dreptul la informare, la nu știu ce, dai și telecomanda pe mână. Ia, tată, și alegeți tu deci. Bun. Ce au zis cei care erau lipsiți de libertate în momentul în care le-ați vorbit despre pericol? Ăia erau, cred că, din punctul dumneavoastră de vedere, fericiți. Nu le-am vorbit despre televizor. Nu le-ați vorbit despre televizor? Problema este că ei, săraci, provin din familii dezorganizate. Ei sunt copiii lăsați acasă. Și am constatat că cei mai mulți erau din zone defavorizate, cum e zona Hunedoare. Așa. Chiar din zona Hunedoare, mulți dintre ei. Părinții pleacă, sunt lăsați, copiii aceștia cresc ori acasă, ori într-un orfelinat și mă uitam la ei. Mulți dintre ei sunt semi-handicapați, pentru că nu se dezvoltă creierul. Nici nu ai ce să-i spui acelui, să-i spui, mă, nu fura. El nu înțelege foarte bine care e treaba. Adică societatea l-a îndreptat, băgat în pușcărie. Eu le-am spus, domne, sunt unii care fură și sunt aleși în partide, ajung în conducerile țărilor. Ăștia, măcar ăștia, înțeleg pentru ce fură, dar voi să furați o găină și să faceți pușcărie așa. Dar de ce de foame, rușinică, nu? De ce începuse să vă povestesc de pușcărie? Am găsit acolo un băiat care omorâse. Și întreabă, și cum ai omorât? Păi, cum că doi băieți, am bătut pe unul. Și a murit. Păi cum l-ai bătut? Cu băta de baseball. Eu, cât a putut să lovească la copilul ăla să-l omoare? Care e problema? Ei hrănită imaginația lor cu acte de violență, ei nu sunt conștienți de durerea pe care o produc. Ce înseamnă să fii conștient? Înseamnă că înainte de a da palma unui om, să te gândești că după ce îi dai palma pe ăla o să-l doară lucrul respectiv. Și sufletește. Sau poate chiar moare. Deci tu nu-ți imaginezi, ei nu-și pot imagina răul pe care îl fac. El a lovit până când el a murit. Și s-au trezit că l-a murit și a luat 10 ani de pușcărie. Și nici nu poți să-i spui copilului ăsta, să zici, mai ești vinovat, pentru că iau te chinui. Vinovat este sistemul care ne învață copiii să devină criminali. E un cercetător englez care spune o chestie interesantă. Dacă vii acasă, te întorci de la lucru și îl găsești pe un infractor învățându-ți copilul să fure, să omoare, să violeze, faci și dai pe mâna poliției, dacă poți. Dacă îl găsești pe copil acasă, stând la televizor, învățând să fure, să omoare, să violeze, spune, se uită la televizor. Vreau să vă spun că un program de televiziune, un film cu violență, este mult mai eficient să ne învețe copilul să fure, să omoare, să violeze, decât un individ care vine și vorbește, față de care copilul va avea o reținere, dacă nu cumva o reacție. Când vine însă într-un film, acolo lucrurile sunt aranjate, sunt puse într-o lumină pozitivă actele de violență, că sunt justificate. Și așa copilul zice în sinea lui, este justificat să fiu violent. E o metodă prin care eu mi-obțin o performanță, mi-obțin succesul. Azi așa, mâine așa, până când el justifică absolut orice fel de violență. Problema este să-i bași în cap. Asta fac filmele. Deci sunt studii, sunt 2000 de studii în 2005 care dovedesc lucrul acesta. Și atunci întrebarea mea este, ce facem noi ca părinți? Bine, sper că nu sunt făcute de aia care verifică și audiența, că acolo erau mari probleme. glumesc. Violența ca și sexualitatea, erosul, cresc audiența.
A, bun. Și atunci ele vor deveni... Pentru o anumită parte de public. În Senatul American am văzut nu știu câte lor de poziție ale cercetătorilor și așa mai departe. Și m-am întrebat de ce totuși statele n-au luat o măsură împotriva violenței, cum s-au luat împotriva fumatului. Pentru că crește audiența. Crește audiența. Ca să nu ne scadă audiența, trebuie să luăm pauză și revenim. Stimați să respectată, nu plecați nicăieri, pentru că o să vă mai dăm informații care, cred eu, ar trebui să ne schimbe percepția un pic în privința copiilor noștri, în primul și în primul rând, pentru că, bun, gospodinele, știți dumneavoastră, deja, care stau în față și stau și văd serialul ăla corean, că nu mai pot cu el, de pe TVR1, și mai e ăla cu Suleiman, nu știu cum le vorbește toată lumea, deci mor când, și, nu, recordul e tineri și ne-am liniștit, tânăr și neliniștit, și mai sunt, dar vorbim despre lucrurile astea după pauză. Pauză. Am revenit în platou, stimați telespectatori. Vă reamintesc că invitatul meu din această ediție a emisiunii Punctul de Vedere este domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician, doctor în bioetică, profesor. Cu televizorul Zăpăcim Poporul ne-ați dat niște informații foarte înfricoșătoare, dacă pot să spun așa, pentru că dacă în urmă cu vreo 20 ceva de ani aveam 2 ore de televizor, de program, și căutam înnebunit să-i prindem bapă bulgari, bapă unguri, bapă sârbi. Nu să le facem ceva, nu în programele lor, stați liniștiți, da? Acum e așa, o abundență de canale românești, fiecare cu specificul lui, toată lumea se bate pe audiență, toată lumea caută să cucerească nu știu câte puncte de rating, să vândă cât mai multă publicitate. E o industrie care ne-a afectat foarte tare pe noi, pe români. Hai să discutăm și de publicitate, că tocmai am ieșit din ea. Publicitatea creează niște conexiuni, niște asociații și, în general, leagă produsele de dorințe, de năzuinți, de tot ce are omul mai adânc sau tot ce are omul mai... ce-l definește mai mult. Le ia și le conduce, direcționează într-o altă direcție decât cea reală. În general, spune un cercetător, un maghiar, că publicitatea e egal sex, adică publicitatea se vinde bine cu sexul. Se zice că cea mai puternică dorință este cea aceasta a reproducerii, sau zică dorința sexuală, și atunci publicitatea intră în ecuația aceasta, prinde sexualitatea. Mergea până la un anumit moment dat. Are el dreptate, dar numai până la un moment dat, pentru că în momentul în care ăla face reclamă la nu știu ce mâncare, aripioare de pui, șnițele de porc sau nu știu ce, vită caldă. De multe ori și acolo folosesc niște motive, să zic, freudiene, psihanalitice, în care simulează acte și tot felul de șmecherii. Am văzut și o reclamă, am găsit pe internet o treabă extraordinară de care am râs foarte tare, inclusiv un îndemn la înșelarea partenerului, dacă pot să spun așa, și multe alte lucruri. Sunt reclame de care mai trăzniți. Deci, în primul rând, publicitatea reduce valori sau, să zic, orientări de natură spirituală, reduce la obiecte. În al doilea rând, publicitatea creează frustrări, pentru că ea te hrănește cu un câmp de dorințe pe care tu nu o să ți le poți împlini niciodată desăvârșit, și atunci acumulezi frustrări și frustrările duc la boală psihică. De exemplu, câțiva ani în urmă niște psihiatri din Iași observau un nou sindrom la fete, ce își doresc anumite lucruri și le pot cumpăra și ajung la doctor. Pentru că se creează presiuni psihologice. Omul care își dorește cele mai puține lucruri este cel mai fericit, pentru că orice i s-ar întâmpla, el e nemulțumit. Pe când cu cât îți dorești mai puțin mai multe lucruri, cu atât simți mai nefericit. În general, publicitatea este un mecanism prin care societatea, indivizii, să spun așa, devin tot mai nefericiți, tot mai frustrați. Nu pot să-mi iau mașina aia, nu pot să-mi cumpăr casa aia, nu pot să fac lucrurile respective, pe care dacă nu l-ai avea proiectat în mintea ta ca un lucru necesar, nu știu, ar interesa să-l ai. Ți-ar direcționa atenția către altceva. Bine, și atunci cum se vândă oamenii? Că ajungem la o problemă mare. Asta este problema. Că atât publicitatea, că în general societatea noastră nu se direcționează după un criteriu moral, ci după un criteriu și etic. Criteriul este banul. Și atunci când banul este cel ce direcționează și controlează toate
circulația tuturor valorilor în societate, clar că alienează și alterează și viața omului și, în general, tot ce înseamnă viața socială. Asta este problema. Publicitatea n-are etică. Eu n-aș avea nimic împotrivă să fie canale de publicitate. Dar de ce nu publicitatea... Nu v-ați gândit într-un act de publicitate de ce nu se promovează calitățile obiectului respectiv? Spune, mașina aceasta e garantată atâția ani, ea merge 500.000 de kilometri, funcționează cu ata benzină și nu se dă niciodată că caracteristicile tehnice. Ci se de ce? Se vinde o iluzie. Se vinde, altceva se vinde. Nu se vinde mașina respectivă. Mașina respectivă este doar un actor unui act de seducție. Dar știți de ce? Pentru că există agențiile de publicitate care se duc cu conceptul lor, ei sunt profesioniști, Nu poți să vinzi după caracteristici, pentru că publicitatea n-ar avea atâta eficiență. Noi, de exemplu, nu suntem atrași de un lucru respectiv pentru că este atât de eficient. Suntem atrași pentru că el este proiectat în subconștientul nostru ca un personaj de care noi ne-am îndrăgostit și trebuie să ne îndrăgostim. Bine, acum trebuie să spun ceva, că eu trebuie să precizez telespectatorul, eu sunt imun. Eu sunt o mare credincios, până nu pun eu degetul acolo să văd, bă, asta merge cum zic ei, nu cred nimic din ceea ce îmi propun. Publicitatea nu este interesată de dumneavoastră. Publicitatea este că în momentul în care se fac studiile de mare, se fac pe mase. Se știe că, de exemplu, la un procent de 30% din populație crește cumpărarea acelui produs. Și nu interesează că unul sau altul este imun pentru că are o stare de spirit sau are o experiență sau cine știe ce are. Însă, pe toți ne influențează. Deci ne influențează. Nu atât de mult, de multe ori poate să cumpărăm un lucru sau altul. Căci ele așa sunt făcute. De exemplu, în anii 90, o firmă de țigări investise 1 miliard în publicitate și câștigase vreo 2 miliarde. Nu erau mai țigări, erau și alte produse. Deci, cele mai care investesc cel mai mult, ca președinții americani, cei care au investit în ultimii 50 de ani cel mai mult în publicitatea prin televiziune au câștigat alegerile. Astea sunt statistici. Deci, procesul democratic nu există. Nu există democrație. Există doar efectele unui act publicitar. Adică un act de condiționare a unui răspuns. Vezi, pe data, pe mine nu m-a afectat. Eu n-am votat cu Iliescu, n-am votat cu Băsescu, n-am votat cu nu știu ce. Dar pe mine nu interesează ce votez. Pe interesează să atingă un target. Să voteze o sumă suficientă. Deci știu clar. N-ai votat tu, dar poate alți 20. Masa reacționează la acest stimul. Și atunci ei pentru masă construiesc aceste realități. Păi stați un pic, atunci ne ducem într-o zonă foarte interesantă. Însă, da, vă rog. Este un studiu ce spune, studiul celui de a treia persoană, în care oamenii au impresia întotdeauna că ei nu sunt manipulați, ci totdeauna un altul. Este constatat în studiile acestea de sociopsihologie. A, bine. Nu, dar știți cum? Și dacă întreb pe oameni, de exemplu, am făcut studii pe dependență. Crezi că televizorul dă dependență și că oamenii sunt dependenți de televizor? Da. 90% spun că da. Dacă întreb, tu ești dependent de televizor? Nu. Nu. 95% spun că nu. Adică ei cred că 90% din oameni sunt, dar în același timp... Dar nu se includ. Nu se includ. A, e o mare problemă asta. Dar ne duce cu gândul la unul dintre experimentele pe care le învățăm, cred că printre primele experimente la biologie se învață cu câinele lui Pavlov, nu? În genere, marea parte a culturii momentan, și când spun cultură, mă refer și la alimentație, funcționează pe baza de crearea de răspunsuri, reacții automate, reacții de pavloviene, condiționare. Deci oamenii sunt condiționați să funcționeze în anumit fel. Consumă copiii salam, nu mai vor carne. Consumă, beau sucuri galbene sau nu știu ce, nu mai văd suc de portocale. Asta arată studiile. De ce? Pentru că acestea au un potențator de gust mai mare. Vezi filme cu violență multă, nu mai poți să vezi filme statice, că nu se mai spune nimic. În general se creează dependență de un stimul foarte puternic, se condiționează niște răspunsuri. Lucrurile sunt foarte simplu și publicitatea la fel funcționează. Mici softuri, narațiuni care sunt implementate prin vizionare și care, la un moment dat, cresc rata de consum, de cumpărare, comportamentul de cumpărare. Bun, e o explicație și pentru criză? Evident că este explicație pentru criză. Societatea noastră, societatea de consum, nu este o societate, nu funcționează pe baza unor mecanisme reale, mecanisme naturale, firești. Sunt forțate. Gândiți-vă că 20% din populația lumii consumă 80% din bogățiile ei, din resursele ei. Și din aceste 20%, câteva procente controlează tot ce înseamnă economie mondială. Atunci, normal că dezechilibrele astea vor produce dezechilibre și cumularea de dezechilibre produce criză.
Și toate lucrurile se converg la nivelul etic. Dacă tu ai avea la nivelul societății, societatea română, statul român nu investește în familia românească. Nu investește nimic. Deși familia susține statul român și când nu mai este familie, de fapt statul român dispare. Roma, Grecia, antic... Stați un pic, cum să investească în familie când avem nu știu câte milioane de români plecați dincolo și copiii sunt aici și toată lumea vine și zice, mamă, da, știm de problemă, vai de mine. Bun, și ce ați făcut din ca potrivă, să o rezolvați? S-a făcut aproape, din punct de vedere economic, sociopolitic, cultural, s-a făcut aproape tot posibilul ca românii să fugă în diaspora, deci 3-4 milioane de români plecați. Deci statul nu este conștient și nu interesează. E, măsura în care noi avem o familie slabă, în momentul în care noi avem, normal că criza se adâncește și suntem la începutul ei. Bun, n-aș zice că suntem la începutul ei, pentru că milioanele de avorturi, dacă stăm bine să ne uităm, că iară era o poveste și cu mișcarea feministă, mă certam cu unii pe internet acolo și, bă, olio, ce, m-au... nu știți, nu v-ați documentat, nu, stai mă, că știm și noi de mișcarea fagetelor. Vorbeam de efectele economice ale crizei și să spun efectele sociale ca și criză. Păi bun, nu, efectele economice sunt clare din cauza reclamei mincinoase și din cauza reclamei mincinoase, pentru că ăia am înțeles că la un moment dat, ăia care joacă pe burse, vindeau cantități inexistente de produse, de petrol, de țiței, care nici măcar nu fuseseră extrase și atunci la un moment dat, tot rotindu-se, piramida s-a terminat, n-a mai avut cine să cumpere și au rămas cu saci în căruță. Virtualizarea și... proceselor conduce la criză. Noi trăim într-o societate în care se vorbește mai mult de guvernare electronică, despre procese de guvernare economică și virtualizarea va aduce la adâncirea crizei. Pentru că și raportul între oameni, psihologia știe, omul are nevoie de contact senzorial pentru a se dezvolta. Copilul n-a văzut, atinge, pune mușcă, ia în dinți, gustă, gustativ. Așa se dezvoltă prima dată copilul. Copilul are nevoie să atingă și omul are nevoie să fie inserat într-un proces, într-un act senzorial, deci să prindă, ca mintea lui să fie sănătoasă. În momentul în care s-au făcut experimente pentru cei care trebuie să meargă în spațiu și au băgat într-un costum de astronaut, într-un costum de scafandru, i-au scufundat într-un lichid în care nu simțeau gravitația, să spunem, nu simțeau atingere, așa, în decurs de câteva minute intră în halucinații. Deci în momentul în care noi pierdem contactul cu lumea reală, creierul tinde să intre în halucinații. În momentul în care stăm la televizor, mai avem încă un spațiu. Dacă noi am fi cuplați direct la imagine, pe termen lung, tendința de halucinații ar fi proporțional mai mare. Deci, sunt de sigur că nu s-a inventat încă tehnologia, că unii nu. Unii pe acolo pe sus, știți, prin guvernele astea care s-au perintat, aia nu, cred că e bine. Deci nu, sigur sunteți că nu s-a inventat tehnologia asta. Să nu creează la așa ceva. Acum, de exemplu, citeam și studii zile trecute. Eu glumesc acum, dar nu-i de glumă. Pentru televiziunea tridimensională, pentru televizionarea acesta tridimensională, produce dureri de cap foarte mari. De ce? Ochiul nu-i obișnuit să vadă și el e forțat să vadă într-un anumit fel și creierul lui intră în gesuri cu scurt circuite și apar durerile de cap. Și gândiți-vă că e de-abia la început. Nu știu dacă se va avansa tocmai din cauza asta. E, tu trebuie să vezi așa cum ți-a dat Dumnezeu să vezi, cum te-a lăsat să vezi. Sunt niște legi de care ține vederea. În general, toată virtualizarea aceasta va conduce la ruperea omului cu realitatea, la un fel de schizofrenie, la o boală psihică, că în ultima instanță secolul nostru este secolul bolilor psihice. Oamenii vor fi tot mai bolnavi psihic. Tocmai pentru că ei nu se mai înconjoară de realitate, ci de o realitate iluzorie. Ați văzut filmele din seria Matrix? Pe acelea, da, l-am văzut. Sunt ne foarte duce spre o realitate... Simbolic sunt foarte adecvate, să știți, aceste realități. Deci, trăim, suntem conectați la o Matrix prin media. Matrixul este burta. Suntem în puntecul realității virtuale și atunci normal că vom funcționa pe alte coordonate decât cele ale omului normal, sănătos și mai departe. Am înțeles. Da, îmi spun colegii din regie. Mai îmi dau exemple de filme în care trăiau roboți în locul oamenilor și așa, erau conectați toți la o unitate centrală, la un calculator și știau ce și cum. Bun, sunt ficțiune. Sunt ficțiuni deocamdată. Oamenii deocamdată. Și nu interesează, nu o să ajungă până acolo. Se spune că omul va fi, se vor dezvolta capa, nu va ajunge nebun. Deci lumea se îndreaptă către boala mentală. Păi nici nu erau normali în film, ca să o dăm pe a dreaptă. Pentru că în momentul în care ei nu mai trăiau și stăteau în camere diferite și nu trăiau o realitate virtuală, deja era o mare problemă. Noi acum ne confruntăm cu prima generație crescută eminamente și deja în America se constată că circuitele neuronale ale băieților sunt oprite diferite de cele ale omului în toate generațiile care au existat. Sunt bazate pe excitație,
excitație, schimbare și noutate, în urma celor peste 10.000 de ore de jocuri pe calculator și pornografie vizionate până la adolescență. Aceasta este concluzia fostului președinte al Asociației Americane de Psihologie. Deci, e într-adevăr o dramă. Noua generație va fi o generație care greu se va putea comunica. Vor exploda rețele de socializare pentru că ei nu se mai poate socializa ușor în lumea reală și cu cât vor socializa mai mult pe internet, cu atâta deficitul de existență în lumea reală se va mări și vom avea parte, într-adevăr, eu vă spun, de viitor, cei care vor să facă psihologie, psihiatrie, astea sunt meserii de viitor. Îl mai tare știți ce mă enervează pe mine pe rețelele de socializare? Că sunt activ și eu recunosc. Mă enervează când trimite aia buchete de flori. Mă, cum să miroși, mă, trandafirii aia care arată, sau lăcrămioarele alea, sau lalelele alea, care arată extraordinar. Măi, dacă nu simți, nu-i simți mirosul, nu-i simți atingerea, parcă e fad. Și își trimit de o martie. Sau de Crăciun și de Paști, știi? Moș Crăciuni și iepurași și tăpă noi, tă, că e bine, e minunat. Toată lumea știe, acolo toată lumea. E bine că încă e o manifestare. Știu, nu, surogat, dar vedeți un lucru, că surogatele astea, ce fac? Acoperă o nevoie, o acoperă până când nevoia dispare. Deci eu dacă n-aș putea să-mi manifest afectiv, eu atunci ar trebui să mă rup de mediul respectiv. Eu nu sunt împotriva surogatelor, pentru că ele te hrănesc, te iluzionează. Și când te trezești, e prea târziu. Mai bine să te trezești cu durere, decât să, știți, să nu te doară ceva. Sunt două feluri de oameni, unii care au dureri imediat ce au o problemă, și alții care nu simt nimica, se trezesc cu, a făcut un infart și au murit, sau trezesc cu o ciroză hepatică, am cunosc persoane, cu ascită și în două săptămâni moare, el n-a avut niciodată dureri de ficat. Adică ăla moare sănătos. Moare sănătos, iar alții care săraci au defect de reglare a... Nu, că eu m-am înscris pe o listă de asta, știți? De aia nu mă duc la doctor, pentru că nu mă duc. Și am zis, m-a întrebat unul, de ce nu vrei, nu te duci la doctor? Am zis, vreau să mor sănătos. Da. E o mare problemă. Bun, care e soluția? Pentru că nu putem să aruncăm televizorul pe geam, că mai dăm și noi niște informații. Noi acum suntem la televizor. Nu putem, știți, să-l aruncăm pe geam în primul rând, că poate să cadă să omoare pe cineva. Am înțeles, deci e o mare problemă. Și dacă lăsăm undeva, am cunoscut pe cineva și mi-a zis, domnule, m-am aruncat televizorul, dar m-am dus și l-am spart. Nu l-am lăsat acolo să ia altul, să-i fac altul iar rău. Așa. Eu cred că în primul rând ar trebui să controlăm mijloacele și asta spune și McLachlan și în general, să zic, etica aceasta. Ar trebui să ne controlăm și nu ele să ne controleze pe noi. Din păcate, suntem departe de a le controla. În primul rând că nu înțelegem că trebuie să este un control. A, nu stați puțin, că nu putem să le controlăm. Știți de ce? Că avem, de exemplu, vedeți, e o mare problemă asta. Avem un organism de control, se numește CNA, la noi în televiziune, Consiliul Național al Audiovizualului, și care te obligă să pui niște buline acolo, 15, 18, nu știu ce, nu mai știu, 12, acordul părinților. Sunt tot felul de iluzii de genul ăsta că am controlat cumva situația, dar nu pot să controlez o inițiativă privată care însemna să ne sară toată lumea în cap. Nu, ideea era cetătorilor dumneavoastră, biserici, ce vreți. Încă o dată, eu nu aștept de la stat și de la alții, eu aștept de la mine, ce pot să fac eu. A, vorbiți de autocontrol. De fiecare consumator, de fiecare telespectator. Păi nu trebuie să precizăm. Trebuie să învețe să-și controleze obiceiul, trebuie să știe că atâtea ore îi fac rău, trebuie să știe că vreau să văd ceva, să știu în cât timp să-l văd. Copiii personal nu cred. Păi și telenovela mea, domn profesor? Stați așa un pic. Alegeți. Păi să aleg ce? Că eu vreau să văd. Telenovela sau Viața de familie? Se duce prințul nu știu care, când mor. Nu, e blablabla. Știți că-s coreeni. Deci până la 2 ani copiii nu trebuie să vadă ecran, spune Academia Americană de Pediatrie. Și dacă băiatul ăsta mi-a zis acum, președintele Asociației de Autist, că autist care atâția copii care în perioada asta și-au dezvoltat sindrom de autism, măcar atâta. Eu cred că dacă suntem părinți și am născut un copil, sunt și responsabili. Pe urmă, 1-6, iar 2-6, 3-6 este iarăși periculos. De exemplu, fiecare oră în plus petrecută de un copil în jurul vârstei 3 ani la televizor crește cu 30% rata de deficit de atenție cu hiperactivitate. Fiecare oră. Are 3, a crescut-o cu 90%. Și atunci, mai târziu, copilul ăla nu o să mai fie bun de nimic. Ne-l asumăm dacă vrem să-l ținem toată viața și să fie agresiv, să fie hiperactiv, să fie un copil ce n-are succesul școlar și mai departe, putem să-l ținem oricât. Nu ne poate obliga statul. Constituția lasă libertate maximă părintelui. Prin Constituția României, părintele este cel care răspunde de educația copilului și nu statul. Deci părintele va da socoteală și în fața copilului și în fața lui Dumnezeu, cum vreți să o luați. Deci măcar copiii aceștia să nu fie crescuți în contextul acesta. Și, de altă parte, bătrânii, ce să mai spun, la bătrânii apare Alzheimer-ul.
televiziunea, vizionarea TV pe perioada lungă de timp produce probleme cognitive și grăbește Alzheimer. Sunt studii, am publicat în Familia Ortodoxă un articol și mai sunt o grămadă studii pe tema asta făcute pe populații. Deci bătrânii petrec foarte mult și n-ar mai trebui să petreacă decât foarte puțin. Copiii n-ar trebui să petreacă deloc. Mai ales în perioada de dezvoltare psihomentală și mai departe. Iar părinții o și ei se găsească. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că mesajele sunt extrem de perverse. Adică gradul de manipulare prin media video este foarte mare. Nu peste tot, dar este un grad ridicat de manipulare. Și atunci omul își pierde libertatea. El își afirmă libertatea, dar și-o pierde. Când mai veniți la Deva? Ca să discutăm punctual, că nu vă las să scăpați așa ușor, pentru că deja, știți, ne-a expirat timpul. Acum, pentru azi, da? Sper să ne revedem și să le luăm pe fiecare feliuță, să încercăm să explicăm lumii, pentru că se uită la noi și așteaptă multe explicații, să știți. Să știți un lucru, că am constatat că românii sunt foarte deschiși și receptivi la adevăr. Pe unde am mers și am vorbit, fie la conferințe, chiar și prin media, foarte receptiv și doresc schimbarea. În cazul este că din ce în ce mai puțin se spune astăzi adevărul prin mijloacele mediatice. Prin mijloacele de comunicare în masă. Vă aveți probleme, că data viitoare o să fiu cu mult mai dur și nu o să scăpați de mine așa ușor. Stimați telespectatori, nu acustă dreaptă, ca să termin și eu emisiunea cu cravata dreaptă, că întotdeauna știți că eu încep bine și termin nu extraordinar. Azi încerc să termin bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit. Stimați telespectatori, ne revedem mâine. Rămâneți cu Hunedoara în 50 de minute. Vă doresc toate cele bune.